Alo. Ce faci, Iubita? Ce să fac? Uite, făceam curățenii prin casă. Da, sunt sigur de asta. Mă rog. Întrebare, ia zi, ți-i foame? Da, de ce întrebi? Am făcut rezervare la restaurantul ăla mexican care îți place ție. Mâncăm în oraș în seara asta, ca să nu mai spălăm vas, nu ne mai... Știi cum e? Super, așa facem. Bun, vezi că în jumătate de oră ajung, că plec acum de la muncă, tu să fii gata, numai te iau și tot plecăm, da? A, da, bineînțeles, nu, că eu, uite, făceam terminat acum treaba și cât îmi trag ceva pe mine, că imediat sunt gata, deci... Bine, hai, te-am pat, pa. Aniția, hai, ești gata? Hai, mă, nu ești gata. A, ba da, acum, în 5 minute mi-au ceva pe mine și sunt gata, imediat. Ha, vai de mine, de câte ori n-am auzit o replică asta. Hai de capul meu, hai te rog eu grăbește că pierdem rezervarea. Încă 5 minute pentru păr. Doar 5 minute să mai fi. Îți cam face foame. Gata, am terminat și cu părul, doar să mă îmbrac. Sergei! Sergei! Gata, Sergei, m-am făcut! Dar ce faci, măi? Hei, ce se fac? Mănânc! Dar nu era vorba că mergem la restaurant? Unde să mai mergem? Că o trecut la timp, mă, 5 minute să închid restaurantul. Că mi-am pierdut și timp, și răbdare, și tinerețe cu tine. Nu am mai rezistat, îți dai seama. Și mi-am deschis o pungă de crachi extrem. Măcar n-am murit din foame. Ai, mă, Sergei, mă, ai, mă, că puteai să mai aștept și tu puțin. Las că știu eu, te-am obișnuit, eu prost. Băi, îmi spune asta. Mergem să mai luăm? Da, dar nu merg așa. 5 minute să mă schimb?